Bună ziua tuturor! Sunt Arotela, cu o etalare pentru cei născuți în zodia peștilor sau cu soare, lună, Venus, ascendent în pești. Știu, a venit mai greu etalarea, dar o fac în ordinea vizionărilor. Dragii mei, dragii mei, dragi, frumoși și scumpi, brothers and sisters, simt că ceva se schimbă în viața multora dintre voi, în viața unora dintre noi. A început să se schimbe în momentul în care am îndrăznit, am avut curajul, puterea, încrederea să renunțăm la trecut. Încă unii mai stați în energiile trecutului, dar vă invit din tot sufletul, vă asigur că dacă renunțați la trecut, ceva minunat se va întâmpla în viața voastră. Am amestecat cărțile și la un moment dat am văzut Cavalerul de Cupe și 10 de monede. Cineva vine în viața voastră să vă ofere dragoste și nu doar dragoste, nu doar emoții frumoase, dar și stabilitate financiară, o dragoste care poate să meargă către o căsătorie sau măcar o relație stabilă financiar. Și emoțional, evident că avem cupe și monede, avem apă și pământ, exact ceea ce aveți voi nevoie. Eventual și ei. Și a vrut neapărat această stea să se facă văzută ca un mesaj special pentru voi. Știu sigur că peștii sunt chemați la o misiune specială, cei, mai ales cei care aveți ascendent în pești cu Jupiter în casa a 10-a săgetătorului, sunteți chemați să străluciți în public. Acum depinde ce mai aveți și în săgetător. La mine e casa 5-a a creativității, acolo am nodul nord. Acolo fac eu artă și sunt sigur că acolo voi culege niște roade speciale. La voi depinde. Oricum, săgetător este guvernat de Jupiter și voi sunteți guvernați de Jupiter. Deci Jupiter, chiar dacă face o quadratură cu soarele vostru sau cu planetele voastre, este o quadratură benefică. Dacă nu e vorba de strălucire în cazul în care încă mai plânge și vă mai faceți griji pentru cineva care nu vă vede lumina și potențialul, steaua aceasta reprezintă vindecare. Reprezintă vindecare și vindecare emoțională, în primul rând. Și cum sunteți voi, cum suntem noi, generoși în momentul în care ne curățăm aceste ape, aceste emoții, suntem gata să împărtășim cu ceilalți. Vă rog din tot sufletul, ceva frumos vi se pregătește. Lăsați în urmă trecutul. Avem tendința, mulți dintre noi, nu doar cei cu semne, cu planete în semnul peștilor, în orice zodie ați avea planete, mulți dintre noi care suntem empatici, care suntem sensibili, avem tendința să atragem narcisiști, avem tendința de a încerca să demonstrăm dragostea noastră celor care nu o văd sau chiar dacă o văd din invidie nu vor să arate sau aprecierea pe care. Ia uite, o altă carte, un alt mesaj. Da, 7 de monede. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Ați investit mult în voi. Aici nu cred că este vorba musai de o relație, cred că este investiție în voi. Aveți răbdare că lucrurile se vor așeza în timp divin. Soarele ascendent în pești, iunie 2019. Am pregătit cărțile pentru crucea celtică. Am spus, avem tendința să stăm prea mult în preajma celor care nu ne apreciază. Și este păcat. O să vă spun un secret. Am ajuns la concluzia că uneori biserica, și dacă nu biserica, în fine, șabloanele în care am fost crescute, ne influențează greșit pe foarte mulți dintre noi, cei atât de sensibili. Repet, orice zodie ați fi. Ni se spune că trebuie să facem sacrificii, compromisuri pentru aia, pentru aia, pentru relație, pentru X, Y, familie, părinți, copii, mame, tați, joburi, orice ar fi, da? Sacrificii, 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 până când nu te mai recunoști cine ești, până când nu mai știi care este esența ta. Esența ta este suferință, te-ai născut doar să suferi. Nu! Ne-am născut ca să ne bucurăm. Isus a murit pentru noi, este suficient. Noi trebuie să murim odată cu trecutul nostru și să renaștem în lumină. Și să dăruim celor care
Au nevoie de ajutorul nostru, domnilor și doamnelor și domnișoarelor. Au nevoie de ajutorul vostru. Nu celor care nu vor. Nu celor care nu vor. Amestecând aceste de cărți, am văzut la un moment dat slow down, adică încetiniți, încetiniți. Era proscuța testoasă, care este invitația să încetiniți în ce? Era alături de 4 de monede, da? Mizerabilul, sărăcăciosul. Cred că unii dintre voi ați stat prea mult lângă cineva care nu v-a împărtășit emoțiile, poate nici financiar nu a împărtășit cu voi, dar vorbim de emoții pentru că avem nevoie să primim dragostea pe care o oferim, da? Și cineva care a fost zgârcit în emoții cu voi. Și repet, nu doar în emoții. Încetiniți, eventual până la punctul în care nu mai oferiți. Lăsați în urmă trecutul. Pentru că ceva frumos vă așteaptă și în primul rând ați văzut, da, steaua, vindecarea și apoi strălucirea. Am simțit nevoia să împărtășesc cu voi aceste gânduri. O să tai cărțile. Soare, Lună, Venus, ascendent în Pești, iunie 2019. Să vedem. Eu simt că este ceva frumos pentru toți cei care renunță. Posibilități similar cu doi de bâte. Aventură, dragii mei. Iar cavalerul de bâte. În spatele iluziilor și moralitate ar fi regele de spade pe care l-am văzut la un moment dat și pe el. Probabil că cineva, am zis, a fost distant emoțional cu unii dintre voi. Sau, pur și simplu, este momentul în care voi aveți puterea să vă detașați de trecut. Un pește când lasă, lasă definitiv. Și aș vrea să prindeți curajul, cei care n-ați prins acest curaj încă. Pentru că știu din practică, când lași trecutul, trecutul va plânge, va urla după tine. Dar tu nu te vei mai întoarce acolo. Aveți încredere. Aveți încredere. Dumnezeu este aici și completare. Închideți un capitol cu cineva. Aveți încredere că veți găsi acea piesă care vă umple viața, acel om care vă satisface total din toate punctele de vedere, pentru că ia uite ce avem. 10, nu, scuzați-mă, nu e 10, dar este de 10. Este regele de monede. Semn de pământ, mai mult sau mai puțin abundență după ce ați avut de a face cu ce? Cu cineva zgârcit, da? Zgârcit. Mincinos, da? Unii dintre voi poate să fi fost cu un semn de foc, pentru că avem sursa, dar eu cred că pot să citesc și altfel. Momentul în care vă maturizați emoțional, vă conectați la creativitatea voastră, vai ce frumos, pas cu pas începe să înfloriți. Să înfloriți, da? După ce v-ați simțit ca un outsider, da? După ce v-ați simțit, cred că unii într-o relație cu un semn de foc, v-ați simțit izolați din toate punctele de vedere, dar pas cu pas ieșiți din această stare de izolare emoțională, fizică, financiară și începe să înfloriți regina de monede, da? Am avut și regele de monede mai devreme, regina de monede. Și cum? Prin creativitate, că amândouă sunt super creative. Regina de monede face bani, face artă, face lucru de valoare. Prin ce? Prin creativitate. Creativitatea înseamnă și împărăteasă, înseamnă creștere, da? Creștere. Și vă maturizați, iar semn de pământ ar fi un soi de as de monede. Vă maturizați și înfloriți. Ce frumos, ce frumos e primăvară. Și asta acum, doar conectându-vă la sursă. Eventual puteți să ascultați și am vorbit, cred că și la Scorpion, dacă nu mă înșel, despre această carte, poate un pic mai mult, conectându-vă la divinitate, la divinitate, la Dumnezeu. Lăsați în urmă cineva care a fost absolut mizerabil, a făcut niște jocuri mentale cu voi care v-a ținut în urmă, dar acum aveți, ia uite, în spate, da?
Am văzut mai devreme flori, regina de monede și regele de monede. Puteți să creșteți, dar aveți maturitatea să alegeți corect. Acum poate fi un semn de pământ care vă completează. Poate. Nu e obligatoriu pentru toată lumea, evident, dar poate să fie o persoană matură, stabilă financiar, emoțional sau care să vă aducă această stare. Și dacă nu este o persoană, repet că nu vreau să ne fixăm pe anumiți indivizi, este o stare. În momentul în care lucrați cu voi, ajungeți în acest punct, vă completați voi pe voi înșivă. Aveți încredere că există această posibilitate. Până la urmă, trebuie toți să ne găsim partea masculină și feminină, să ne găsim fericirea noi cu noi înșine. Și atunci, lumea vă va căuta ca pe o stea. Pentru că vor dori și ei să învețe ce înseamnă să fii fericit cu tine, ce înseamnă să fii complet, ce înseamnă să vezi în spatele iluziilor și ce înseamnă să exprimi moralitate în tot ceea ce faci, fără jocuri mentale, fără victimizări, fără nimic ce ține de trecutul acela negros prin care toți am trecut, toți am trecut. Și nu doar zodia peșilor, mulți oameni care au experimentat aceste povești sunt chemați la o nouă viață. Dumnezeu își întoarce fața către noi toți care am experimentat aceste situații, da? Dificile. Avem doi de bâte, un moment de răscruce, trebuie să alegeți o cale și cum o alegeți. Trebuie să înțelegeți ce vă pasionează, ce vă pune pe foc, ce vă instigă la pasiune și la explorare. Evident, trebuie să gândiți, e un vultur. Să gândiți, să fiți un pic în afara cutiei, da? În 5D. Și să alegeți de acolo. Ce o nouă aventură. Cavalerul de monede este precaut, că e o persoană, că tot au apărut monede, semn de pământ, nu e obligatoriu, repet, poate să fie semn de foc, poate să fie de aer, poate, nu contează. Nu contează. Este energia cuiva. Sunt persoane în semne, în zodii de apă care sunt foarte pasionale, se poartă ca niște semne de foc. Persoane în semne de foc care sunt apatice și zgârcite. Da? Nu este o regulă, vă rog să nu vă fixați. Dar avem aici, în momentul în care să alegem aventura vieții voastre, o aventură să vedeți în spatele iluziilor. Ce vă așteaptă? Ce vă așteaptă să vedeți, iar am zis, și văd aici al treilea ochi. Este fluturele, este transformarea. Să vedeți că puteți să vă transformați și nu doar că vă puteți transforma viața în funcție de ceea ce vedeți voi că puteți face. Dar trebuie să vă aventurați. Către ce? Către lumină, către curcubeu. Cu pași mici, timizi. Fetița, evident că nu are experiență. Poate este o direcție în care nu aveți experiență, nu aveți încredere, dar sunteți chemați să aveți încredere pentru că această direcție vă va completa pe foarte mulți dintre voi, în multe privințe. Că e o persoană, că e o direcție, vă gândiți. Ideea este să lăsați în urmă trecutul. Să vedeți în spatele iluziilor. Ați iubit pe cineva, da, care a fost distant, v-a ținut la distanță. Nu și-a deschis inima față de voi. Și dacă și-a deschis-o, și-a deschis-o cât să-și verse, eu știu, energiile și apoi să vă sugă energia. Cărți foarte frumoase. Cărți foarte frumoase. Descoperiți adevărul, dar regele de spade vorbește despre adevăr puțin și corect. Descoperiți-vă adevărul, adevărata esență, adevărata cale, aventură, da? Vedeți în spatele iluziilor. Nu vă mai victimizați unii dintre voi. Nu mai așteptați să-i salvați pe alții. Să salvați oameni care nu vor să fie salvați. Salvați-vă pe voi. Aceasta este misiunea tuturor. Să ne salvăm mai întâi pe noi ca să îi putem salva și pe ceilalți. Evident. Altfel nu avem cum.
Acum o să tai cărțile pentru a doua etalare. Pești, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Pești. Iunie 2019. Central. Regele de monede. Repet, dacă nu e o persoană în semn de pământ. Taur, Fecioară sau Capricorn. Poate pentru unii să fie. Da, e posibil. E posibil. Deci, semn de pământ la modul teoretic, evident. Este o persoană stabilă financiar și emoțional, pentru că, în general, în momentul în care avem cât de cât ceea ce ne creează așa zisa stabilitate, putem să gândim și să simțim coerent. Dacă nu e o persoană, este o energie. Unii poate trebuie să vă echilibrați financiar, emoțional și nu doar să ajungeți la un statut. Regele de monede e o persoană în general care are o afacere, care are un imperiu, da? Stă foarte bine cu banii, vorbind de monede, dar nu este obligatoriu să fie legat doar de bani. Poate să fie o persoană cu un statut social deosebit. Că sunteți voi, că sunt ei, rămâne de văzut. În general, regele de monede poate să fie și un profesor. Un profesor cu master, cu doctorat, cu multă experiență, gata să ofere sfaturi. Poate unii dintre voi trebuie să mergeți la cineva care are această autoritate și înțelepciune să vă ofere niște sfaturi cum să vă găsiți echilibru emoțional, financiar și așa mai departe. O figură paternă. În cazul în care tatăl vostru nu mai trăiește, aveți nevoie, simțiți undeva în inimă, tocmai pentru că ați fost dezechilibrați de acest tată, să vorbiți cu cineva. Tată, profesor, soț, poate unii vă doriți. Bine, poate să fie și femeie, energie masculină. Energie masculină. Ori voi trebuie să preluați această energie, ori trebuie să vă conectați, e inima, e centru, da? Ce vă, ia uite spânzuratul, ce vă blochează? Voi. Voi vă blocați pe voi înși voi. Casa a 12-a necunoscutului. Sacrificiile pe care le tot faceți și nu vă mai opriți din aceste sacrificii. Dar e și o latură frumoasă. Tot făcând atâtea sacrificii, începeți să înțelegeți lucrurile și din altă perspectivă și primiți iluminarea. Și în momentul în care primiți iluminarea, gata, renunțați la sacrificii. Înțelegeți că trebuie să străluciți, dar aveți o aură în jurul capului, da? Lăsați-o să se vadă, dar în momentul în care stați în picioare, evident, nu cu capul în jos. Aici este provocarea. Aici este provocarea. Sacrificiile pe care le tot faceți. În trecut, 8 de monede. Ați muncit ori într-o relație, sau cineva în ultima vreme a venit și muncește în relație cu voi. Vedem cum se așează cărțile. 8 de monede. Muncă, muncă, muncă. Transformare prin muncă. Unii ați ajuns la un grad de maestrie deosebit, cum am vorbit de poziție socială. Deci, 8 e transformare de la muncitorul care este, se transformă în șef de echipă, în, eu știu, maestru. În artă, în tot ce faceți. Maestru. Și oamenii încep să vă vadă ca pe o autoritate în domeniu. Pentru unii dintre voi, cei care sunteți cât de cât maturi și ați avut timp să munciți. Evident, citirea asta nu, sau interpretarea asta nu este pentru cei tinerei. Dar poate că și voi ați muncit într-un domeniu. Poate vă dați masterul, poate încercați la doctorat sau pur și simplu ați lucrat să vă întrețineți, să vă menține stabilitatea. Sau, repet, într-o relație. Într-o relație. Trecutul îndepărtat. Trecutul apropiat. Lumea. Lumea, ce frumos. Posibil. În ultima vreme v-ați conectat cu un leu, cu un taur, cu un scorpion sau vărsător. Nu e obligatoriu, dar e posibil. Dar încheiați un capitol, ori în muncă, ori într-un domeniu, ori sentimental. Ați lucrat, ați făcut sacrificii, ați muncit într-o relație, da? Și acum sunteți invitați să încheiați un capitol, să începeți un nou capitol, da?
Eventual, în ultima vreme, v-ați conectat, ori vă doriți o călătorie în afara țării, pentru că lumea înseamnă călătorie în afară, da? Lumea înseamnă lecție învățată, afară de călătorie. Ok, să termin treaba cu călătoria. Deci, dacă nu voi vă doriți o călătorie, de curând, cineva de la mare distanță s-a conectat cu voi, a intrat în viața voastră, că este vorba aia, în crucea celtică, este de curând, în trecutul apropiat, da? Cineva de peste drum, de peste granițe, pentru că aici avem granițe. Da, aici avem granițe, de peste granițe. Cu planete în aceste semne despre care am zis. O persoană cu care aveți o legătură karmică, dar lumea este o karmă bună. Da? E posibil și acest lucru. Pentru cei care ați renunțat la trecut, da, ați învățat lecția karmică, de curând ați început să manifestați această nouă etapă în viața voastră cu cineva. Pentru alții care tot ați muțit și ați ajuns la o autoritate profesională, în ultima vreme ați devenit cunoscut și la nivel internațional. Da? Și la nivel internațional, pentru cei care au muncit, au depus sacrificii într-un domeniu, sunt oameni de autoritate în ceea ce fac, au experiență. Sunt multe variante, încerc să vă dau câteva. Cavalerul de bâte va guverna, să zic, energia acestei luni. Semn de foc, mai mult sau mai puțin, am spus mai devreme, nu toate semnele de foc se comportă pasional. Sunt semne de apă, care sunt foarte pasionale. Sunt semne de aer, de pământ. Nu contează. Pentru unii dintre voi, simțiți nevoia de o nouă aventură, începeți un nou capitol aventuros. În ce sens? Vreți să explorați lumea, să vă duceți până la capătul lumii, să vedeți piramidele, nu știu, locuri exotice. Vreți să aveți acest curaj, această pasiune, să mergeți mai departe și îmi doresc din tot sufletul să ieșiți din trecut, din aceste stări, aceste blocaje, amânări, stagnare, da? Aici, stagnare. Că o faceți cu un semn de pământ, de peste granițe, rămâne de văzut. Că o faceți cu un semn de foc, da? Tot de peste granițe, rămâne de văzut. Poate să fie și de aer, am zis de nu știu câte ori. Este o energie frumoasă, pasională, aventuroasă. E lună nouă, începeți, setați-vă, da? Acest nou capitol, faceți-vă afirmațiile, proiectați-vă un viitor superb, strălucirea pe care o meritați. Evident, poate unii dintre voi încă vă mai gândiți dacă a fost un player, un jucător, un om care venea și ieșea din viața voastră, acest cavalerul de bâte poate să fie și un bărbat, mai mult sau mai puțin poate să fie și femeie, care vine, iese în viața voastră, pentru unii doar vor sex și apoi pleacă, da? Și încă vă mai gândiți la ei, încă vă influențează acțiunile. Dar eu zic că ați învățat lecția cu ei și e cazul să începeți ceva stabil, ceva valoros, că avem monede, ceva valoros. A viitorul apropiat, 5 de monede. Iar monede. Probabil că unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ, dar repet, de câte ori pot, nu este obligatoriu. 5 de monede. Sunt doi oameni. Pentru că aveți 8, aveți regele. Regele e o energie foarte puternică și lume. Lumea. Ați învățat din niște experiențe, ați învățat, da? Ce înseamnă să fii lăsat de izbeliște, de un player, de un jucător, da? Acum aveți stabilitate. Și poate că ați avut doi de monede mai devreme, doi de bâte, posibilități, da? Poate ați învățat cum să
Cereți ajutorul prietenilor. Aici este un orb, altul șchiop, da? Amândoi merg împreună, se... ori pleacă, ori intră, rămâne de văzut. Și unde merg? Aici sunt 5 de monede, către 6, către o relație echilibrată. Poate că unii dintre voi alegeți bine pe cineva care poate nu e atât de sclipitor și strălucitor, dar e de lungă durată. E de lungă durată. Puteți acum, după toate câte ați făcut, să vedeți, aveți o nouă perspectivă asupra vieții, asupra oamenilor, da? Beyond illusions, vedeți în spatele iluziilor. Poate persoana acum nu este strălucitoare, dar urmează să strălucească împreună cu voi, împreună, da? Și cum? Este o legătură spirituală, avem aici un vitral de biserică, e o legătură spirituală, vă ajutați unul pe altul. Lăsați în urmă trecutul care v-a rănit. Lăsați în urmă boala. Pentru că vă așteaptă aventură, da? V-a apărut și mai devreme, acum mi-aduc aminte, v-a apărut și aventura, da? Sfat. Deci de la 5, poate aveți niște probleme financiare, dar veți avea câștig mare. Continuați să munciți, da? În direcția cea bună, pentru stabilitatea voastră. Învățați-vă lecția. Și în curând, unii dintre voi nu veți mai manifesta acest jucător în viața voastră, veți manifesta o dorință de explorare pe care poate n-ați îndrăznit-o până acum s-o experimentați. Sfatul, regele de spade, tăiați cu trecutul. Tăiați. Trebuie să fiți un pic mai reci într-o direcție, într-o privință. Al doilea rege. Aveți doi regi. Energie masculină și cavalerul. Înseamnă mișcare. Și aveți și început de capitol, sfârșit de capitol, început de capitol. Regele de spade. Poate să fie un avocat pentru unii dintre voi. Poate să fie un doctor pentru alții care ați avut probleme de sănătate. Da? Dar, în acest moment așa simt să citesc cartea, tăiați cu trecutul, exprimați-vă adevărul și care adevărul? Voi vreți să fiți doi, cu cineva care este la aceeași valoare cu voi, care poate să zboare la aceeași înălțime. Nu să vă țină în jos, nu să vă țină în 5 de monede, cineva care merge către 6, către 8, către acest rege de monede, da? Către stabilitate. Forță exterioară, vai! Vai, 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 ce mă bucur pentru voi! Îndrăgostiții, da! Cine a tăiat cu trecutul, cine a tăiat cu acest om rece, distant, sau cavaler, sau jucător, sau ce-o fi fost el, cine a tăiat, poate să înceapă o nouă aventură cu un om stabil. Sau voi aveți stabilitate, nu știu, înăuntru vostru, în sinea voastră. Stabilitate, încredere, pasiune, să alegeți. Iar e vorba de alegere în dragoste, să alegeți corect. Poate la început nu pare fain, dar lucrurile se dezvoltă, da? Mergeți, e mișcare, e aventură. Îndrăgostiți. În iunie vă îndrăgostiți, cei care nu v-ați îndrăgostit încă. Și de cine? De o persoană și persoana aceasta este adusă de divinitate tocmai ca să vă vindece, să mergeți către, de la 5 la 6, către relație echilibrată, o persoană care vă va oferi tot atât cât oferiți și voi. Doamne ajută, Doamne ajută! Persoană care vă completează, că am vorbit de completare și ați văzut și mai devreme, o persoană care vă completează, vai ce frumos, și vă e teamă un pic, valetul de bâtă, e un început, iar început, într-o direcție, vă e un pic teamă să începeți, pentru că ați experimentat multă suferință, dar, v-am zis, vin și ei cu suferința lor, cu maturitatea lor și și dezvoltați. Da, creșteți. Valetul de bute.
Poate vă este teamă, cumva, poate acest cavaler, da, este acel imatur, acel semn de foc imatur, de care încă vă este teamă că vă mai influențează viața, dar încet, încet îi lăsați în spate. E posibil și așa. E posibil și așa. Poate vă este teamă, tocmai pentru că ați avut de-a face cu un om imatur. Este maturitate, e valet, e copilaș, puștan. Poate să fie dita mai omul și se poarte ca un puștan, da? Și vă este teamă cumva că și următorul va fi la fel, dar nu. Avem un om matur aici. Că sunteți voi, că sunt ei, acest perechea voastră, da? Rămâne de văzut. Ce vă doriți, faetonul, ce frumos, ce frumos, ce frumos. Vă doriți faetonul. Să mergeți, să avansați către ce? Către steaua pe care am văzut-o mai devreme. Faetonul întotdeauna merge către stea, către destinul său. Vă doriți să mergeți către destinul vostru. Să vă luați și experiențele negative și pozitive și să mergeți cu mașina, eu știu, călătorie, aventură, peste hotare. Unii dintre voi. Evident, nu e obligatoriu să fie valabil pentru toți această călătorie peste hotare. Este posibil pentru unii. Avem luna, în luna a șasea, vă îndrăgostiți unii și într-a șaptea mergeți mai departe. Faetonul reprezintă casa patra a racului. Către o relație avem și regele de monede, persoană stabilă. Vă doriți o relație stabilă, să avansați de la această alegere, de la această stare de dragoste, de topeală, de topeală, de toropeală, de... în fine. Frumoasă, frumoasă. Să mergeți către stabilitate. Casa patra e... acel loc în care vă simțiți voi stabil emoțional. Vă doriți să mergeți înainte către destinul vostru, unul dintre voi. Să deveniți o stea pentru cei care ați muncit într-un domeniu și aveți autoritate. Și eventual ați ajuns chiar la o autoritate internațională. Doamne ajută, succes tuturor! Finalul, cavalerul de spate. Doi cavaleri, doi regi, cavalerul de spate. Cineva vine repede în viața voastră. Poate acea persoană de care vă îndrăgostiți. Și lăsați în urmă, da, alegeți între un semn de foc și unul de aer. Dar nu e obligatoriu, repet, nu e obligatoriu că aveți și pământ, aveți toate semnele. Și apă, sunteți voi aici. Voi vă blocați pe voi. Oricum, trebuie să alegeți. Vine cineva rapid în viața voastră și vă îndrăgostiți. Și vă îndrăgostiți. Așa. Și lăsați în urmă trecutul. Cavalerul de spade, uneori, da? E și sfatul, să-l alegeți eventual pe acest om, care poate e mai direct. Poate uneori nu spune poezii, nu vorbește așa cum v-ați dori voi. Da? Ne-am dorit noi. Dar... uneori e sincer. Poate acest cavaler de spade pe unii dintre voi să vă scoată dintr-o relație în care ați fost lăsați de izbeliște din cauza unui jucător aventuros, imatur, da? Posibil și asta. Ia uite, și ce va duce? Va duce relație stabilă, 6 de monede, am zis 5, 6, mergeți de la 5, de la izolare, de la boală, de la poate oarecare lips. Niște lipsuri financiare, dar mergeți la echilibru, reciprocitate, începeți o relație de lungă durată, valetul de monede, iar semn de pământ, iar o relație care e karmică, dar e darmică, în sensul că e justiție divină, vă echilibrează viața, vă echilibrează viața. Și aici ce avem? 9 de monede, semnul fecioare, că e septembrie, da, e cifra 9, poate să fie și taur, poate să fie și capricorn. Este Venus. E o persoană venusiană. În cazul în care nu e o persoană, care vine în viața voastră, ia uite, vine cu dreptate, asul de spade, după ce alegeți, ia uite ce frumos, a fost și mai devreme doi de bâte, v-am zis, după ce alegeți ce? Asul de bâte, un început pasional, luați-o de la zero, zero, nebun, riscați, fiți nebun, pentru că această dragoste, ia uite, iar semn de pământ, această dragoste, e și pasională, e și stabilă, e și emoțională, este tot ce v-ați dorit, dragii mei pești. Haideți să schimbăm cărțile, că deja mă bucur prea mult. Și cei care încă nu ați ieșit din trecut,
Da, poate nu mă credeți, dar vă asigur că dacă lăsați în urmă acei oameni care nu vă apreciază, care nu vor să vă vadă lumina, sensibilitatea, sacrificiile, nici nu o să vă bucurați. De ce vă pregătește Universul, Divinitatea? Trecem la cărțile intime. Trecem la cărțile intime. Au vrut să iasă două cărți. 8 de bâte și 9 de spade. Care spun așa ele? Unii dintre voi, care poate ați început să discutați cu o persoană nouă, dar simțiți că este o relație reciprocă. Asta pentru că amândoi vă oferiți ce aveți nevoie, da? Vă hrăniți emoțiile, pasiunea, da? Vedeți ce fac ei, ce frumoși sunt. În grădină. Grădina ce înseamnă? Creștere, înseamnă stabilitate, înseamnă natură, adică o energie sănătoasă. Și în spate ce avem? Stairway to Heaven. Această relație, pentru cei care ați început, da, o puneți bazele unei relații, această relație pasională, reciprocă, vă duce către culmele pasiunii, da? Și nu doar, pentru că avem foc, nu e doar pasiune, este și spirit, este și spiritualitate, scară. Crește spiritual intrând în această dragoste, dar vă faceți griji. Vă faceți griji unii prea multe, 9 de spade, o persoană care își face griji. Vă gândiți că poate nu vă potriviți, poate ar fi mai bine să stați mai cu spatele, mai puțin cu fața, să nu fiți văzut, să nu fiți, nu știu, vă este teamă, este o stare de jenă și de grijă, dar e ca în orice set de cărți, 9 de spade înseamnă griji fără rost. Fără rost, pentru că există înțelegere, există, evident, reciprocitate, există pasiune. Haideți să vedem cum se așează cărțile în continuare pentru voi. Ia uite, am văzut și împăratul. Împăratul. Tăticul e aici. Tati. Pentru unii dintre voi, tăticul e aici. Vrea să aibă grijă de voi. Pești, soare, lună, Venus, ascendent în pești. Iunie 2019. Ce vă doriți voi? Ce își doresc ei? De ce vă este frică vouă? De ce le este frică lor? Hai să vedem ce vă doriți. Vai, voi sunteți aici, dragii mei, Marea Preoteasă. Marea preoteasă, ce vă doriți voi? Unii știu sigur ce înseamnă. Ce scrie aici? La sacerdotisa. Da? Unii n-ați avut o relație intimă de foarte mult timp. V-ați ocupat poate mai mult de cunoaștere, cunoașterea voastră. V-ați închis așa, parcă într-un cerc al vostru. Și ați încercat să înțelegeți niște lucruri profunde, profunde. Și le-ați înțeles, le înțelegeți. Lucruri care țin de întâlnirea între două suflete flăcări gemene. Avem două chei. Cheia către masculin și cheia către feminin. Și vă jucați așa un pic cu latura voastră senzuală, dar țineți în secret multe alte calități pe care nu vreți să le arătați oricui. Și e normal. Nu oricine merită să vă cunoască și nu oricine merită să aibă de-a face cu forța voastră, pentru că Marea Preoteasă este puternică. Marea Preoteasă. Mi-aduce aminte acum despre Vestale? Parcă am zis corect, pentru că uneori când vorbesc, că fac și eu channeling, poate nu spun exact corect cuvântul, dar știți despre ce e vorba unii dintre voi. Izolându-vă, forța voastră sexuală a crescut și a ajuns la o valoare specială, evident că nu o împărtășiți cu oricine. Și vă doriți, eventual ce își dorește Marea Preoteasă, să-și găsească perechea, da? Are două chei.
Și cheia către sufletul ei și cheia către sufletul lui. Eventual vă doriți să împărtășiți această cunoaștere cu cine merită. Să împărtășiți această energie sexuală care a devenit pură, spirituală, divină. Să împărtășiți cu flacăra geamănă, cu cine merită. Ce își doresc ei? Vă doresc pe voi. Ei vă văd ca pe regina de pâte. Vă văd foarte atractivă, foarte sexy sau foarte atractiv, evident că poate fi bărbat, dar orice gest faceți este super adorabil în ochii lor. Îi instigă, da, avem aici o flacără, îi instigă la și mai multă dorință și mai multă pasiune. După cum vedeți, vă observă. Vă observă și vă consideră ca pe un rege, ca pe o regină în viața lor. Mare pasiune pentru voi. Și voi, poate unii dintre voi știți. Și da, vă jucați un pic așa, așa cum vă jucați cu pisica. Vă jucați un pic cu focul, cu inima lor. Dar nu la modul rău, nu la modul rău tăcios. Probabil că face parte din această cunoaștere pe care ați căpătat-o în această perioadă de singurătate, unii dintre voi. Ce frumos! Ce frumos! Sunteți marea preoteasă, v-ați izolat, vă cunoașteți tot ce puteți da și vai câte aș mai spune dacă ar fi etalare personală despre această carte. Câte aș mai spune despre această carte. Și totuși, așa cum sunteți voi, sunteți văzuți ca pe o persoană foarte atractivă, care pune suflet în tot ce face și care are un fel de a crea și de a atrage. Avem iar verde. Verde este chakra inimii, este acea forță care atrage dragostea. Sunt atrași foarte mult de voi. De ce vă este frică? De doi de bâte, iar e vorba de alegere. Pentru unii dintre voi este vorba de o întâlnire. Undeva la un restaurant, la o cafea, la un suc. O discuție care vă este teamă că s-ar putea să vă ducă mai departe, da? Dacă voi ați stat izolați, cum am spus mai devreme, s-ar putea să vă ducă mai departe. Vă este teamă că dacă vă întâlniți cu ei, acest foc, această flacără, vă va aprinde pe amândoi. Vă va aprinde pe amândoi. Și nu știu de ce. Când văd această carte, observ aici o pușcă și un arc de vânătoare. Simt că aici este teama voastră, că dacă vă întâlniți cu ei, începeți o nouă aventură. O nouă aventură care nu știu, va face să descoperiți o latură mai războinică, mai nebunească despre voi. De ce le este frică? 7, da, vouă vă este frică de această aventură. Probabil n-aveți încredere, ați stat în voi și n-aveți încredere să mergeți mai departe, dar e aici flacăra. De ce le este frică lor? Le este frică de iluzii. 7 de cupe, asta înseamnă iluzii. Eventual este frică cumva că lucrurile vor veni foarte greu, că această broscuță testoasă. Dar sunt emoții profunde. Pentru unii dintre ei, 7 de cupe. Ah, 7 de cupe. Nu știu sigur dacă le împărtășiți pasiunea. Ei vă văd foarte pasional, foarte frumos, foarte creativ, foarte valoroși, foarte chiar dominanți, pentru că regina de bâte e regina, da? Și nu știu dacă și voi îi vedeți la fel. Au fantezii față de voi și sunt un pic confuz, le este teamă
că poate voi nu aveți și voi fantezii, nu vi doriți așa de mult cum vă doresc ei. Iar a apărut 8 de cupe de bâte și a apărut soarele, ce frumos. După ce avem și eremitul, fecioara și leul, da? În perioada asta leului și a fecioarei ceva se schimbă. Da, am zis că cineva a fost izolat, da? Cineva s-a izolat și a avut fantezii. Și își doresc totul. Și voi vă doriți, în momentul în care îi cunoașteți, vă veți dori totul cu ei. Haideți să vedem că deja au trecut 45 de minute. Un sfat de la îngeri. Pești, rac. Nu, scuzați-mă. Pești, soare, lună, Venus, ascendent. Deci, probabil aveți de-a face cu un rac. Soare, lună, Venus, ascendent în pești, iunie 2019. Ok. Alegeți dragostea. Alegeți. Alegeți. Ați avut doi de, da, de bâte de câteva ori. Alegeți pasiunea. 21 ține de comunicare. Alegeți dragostea pentru că doar dragostea vă va ajuta să evoluați spiritual, că am vorbit de această, da? Și să vedeți soarele de voi și în relație cu un suflet pereche, o flacără geamănă, un suflet pereche bun, nu rău, da? Alegeți dragostea. Încetiniți un pic, poate, cu visarea, eventual cu trecutul, da? Și lăsați-vă timp ca lucrurile să se desfășoare. Faceți mici gesturi de dragoste, de amabilitate, pentru că amabilitatea vă dă energie și vă aduce fericire și vouă și celor din jur. Și aveți încredere, aveți încredere. Da? Alegeți dragostea, scuzați-mă. Aveți încredere pentru că fundația este deja pusă. Pentru cei care ați început să vorbiți cu cineva și iar avem 21 și 12, ține de comunicare, eventual de drum, dar mai mult de comunicare. Aveți încredere că divinitatea, pentru cei care n-ați renunțat la trecut, vă pregătește ceva frumos. Vă pregătește o dragoste frumoasă. Sper să rezoneze cu unii dintre voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și da, vă iubesc, familia mea dragă.